care este cea mai bună roșie pe care ați cultivat-o? E o întrebare pe care o primesc destul de des și nu prea știu ce să răspund, pentru că sunt multe criterii după care facem evaluarea unei roșii. Dar ceea ce am reușit astăzi a fost să pun o întrebare un pic mai restrânsă câtorva dintre sufletiștii de la grupul Semințe cu Suflet la Piatra Neamț, unde tocmai am fost la un târg. Și să vedeți ce răspunsuri am primit. Grădina Biolegumix. Inspirație pentru grădinari amatori. Doamna Marieta Cojocaru, o întrebare. Care considerați că e cea mai bună roșie românească? Eu am inimă de bouroz. O am de la o doamnă care era cu ani în urmă pe piață. Acum nu se mai poate deplasa. Mătușa Vinuța o chemam, o numeam noi. Semințe de fasole tot de la ea, dar sunt foarte, foarte vechi. Deci dacă ea are 84-85 de ani, vreo 40 ceva de ani în urmă când eu m-am mutat la țară. Deci la inimă de bou roz e o roșie românească, prima în topul dumneavoastră. Da, este echilibrată la gust, dulce, acrișor, aciditate, este roșia perfectă. Roșia care mie îmi place foarte mult. Mulțumesc frumos! Plăcere! Doamna Stella Zamoiu, de la Eco Ruralis, care considerați că este cea mai bună roșie românească? Sunt foarte multe din câte soiuri am eu, din 62, dar cea mai bună este roșia mea frumoasă de Dâmbroca, care o am de la bunica și o păstrez cu mare sfințenie pentru că are un gust deosebit, o pulpă foarte zemoasă și roboane de zeamă în ele, de o bunătate. Are o dulceață și o aromă de nedescris. Foarte, foarte, foarte bună. Și mai sunt țărăneștele uriași, mari de Cluj, sunt iar foarte bune, Deva, dar au foarte multe semințe Deva. Dar cele mai bune sunt țărăneștele uriași, deci frumoasa mea de Dâmbroca. Frumoasa de Dâmbroca. Dâmbroca. Eu am găsit-o la bunica mea într-un paner legată. Tot ce am pătrunjel, măran, leuștean, ardei, iute, bulgăresc, totul de la ea. Că eu mă duceam cu ea la piață. Și când a decedat, toate într-un paner legate. Iar această roșie nu avea denumire. Și i-am pus cu fratele meu denumirea frumoasa de Dâmbroca. Pentru că am găsit-o la bunica și n-am știut ce denumire are. Foarte frumos! Doamna Ionela Leoșan. Domnul Liviu Roșan, care considerați că este cea mai bună roșie românească din tot ce ați cultivat dumneavoastră? E greu să vă spun că sunt foarte multe bune, dar cred că inima de bou, am mai avut de la domnul Cucu niște roșii mari, dar l-am pierdut soiul, care erau la fel foarte gustoase, Dumnezeu să-l odihnească pe domnul. Sunt multe, mi-e greu să spun una, să le aleg, că fiecare... Deci fiecare... nu ați făcut un top. Fiecare are savoarea ei, gustul ei, aroma ei, sunt diferite. Da. Mulțumesc! Astăzi am o singură întrebare. Să rămână. Din mulțimea de roșii pe care ați cultivat, care este cea mai bună roșie românească? Roșiile țărănești le-am eu. Aia de țărănești. Ca de țărănești. Sunt niște roșii mari, foarte cărnoase și foarte gustoase. Mari, cărnoase, gustoase, sunt și productive. Da. Și rezistente? Foarte rezistente, chiar foarte rezistente. Și ea perfectă, nu? Și mai, da bine, aia nu e românească, aici e de Parma la fel, mai impresionă. Nu vorbim dar nu e românească. Numai cel da, aia, de dintre ele românești, asta. Și mai sunt, bine, asta ar fi în top, dar mai sunt și cele cărnoasele de Suceava foarte bune și zemoasele de Prahova sunt foarte bune. Zemoase de Prahova. Zemoasele de Prahova. Deci ar fi un top 3. Cam așa, ăsta ar fi top 3. Ăsta ar fi un top 3. Super, mersi. Și să întrebăm și pe doamna Rodica Meiroșu. Ia uite câte semințe are aici. Doamna Rodica, vreau să vă pun o întrebare. Care considerați că este cea mai bună roșie românească? A, cea mai grea întrebare. Nu știu, trebuie să-mi dați un răspuns. Măi, mă întrebați că e cea mai grea întrebare, deci nu pot să spun cea mai... Că fiecare alergă după 3. Inima de bou. Inima de bou. De care e
mai renumită, dar sunt multe roșii pe lângă ele, românești foarte bune, dar nu au denumire pentru că sunt după zone. Deci roșie de Borcova, roșie de Simionești, roșii de sunt după zona din care provin, roșii țărănești care le-am strâns de la țărăni. Dar nu mă spune, nu spuneți de zonă, de soiuri. Din sute de soiuri care le am, nu pot să vă spun. Da. Am înțeles. E greu. Da, da. M-am întors între roșiile mele, care nu mai sunt foarte multe. O parte din ele mai sunt coapte și voi face probabil un suc, pe restul le voi pune la murături. Și am venit aici pentru că vreau să vă arăt și preferata mea. Și să vă spun despre ea, dar să vă o și arăt. Iată, aceasta este, se numește Uriașă de Neamț. V-am arătat-o și în ultimul videoclip. Dar acum, pe viu, vreau să numărăm împreună câte fructe, așa mari, mai sunt pe această plantă. Între timp vă rog să-mi spuneți de unde sunteți, din ce zonă și care este roșia românească preferată, dacă aveți așa ceva. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai micuț așa. Ia uite, 8, da? Și cu una pe care am avut-o la târg, pe farfuria cu toate celelalte, înseamnă 9. 9 fructe mari încă mai sunt pe această plantă de tomată numită Uriașă de Neamț. Sau Uriașe de Neamț, da? Este o tomată gustoasă, o tomată productivă, cu gust de roșie românească. Pentru mine este prima în topul roșilor românești. Cel puțin din ce am cultivat până acum. Bineînțeles, și Inimă de Bou este foarte bună, cele bătrânești iarăși au fost foarte bune, dar asta m-a impresionat așa, per total. Să vedem ce o să fie la anul, pentru că am adunat destul de multe soiuri românești și abia aștept să le văd gustul și să văd cum se comportă anul viitor. Până una alta, vă las aici videoclipul cu toate roșiile care mi-au plăcut anul acesta din ceea ce am cultivat în grădină. Și sunt vreo două, o să aveți de unde să vă inspirați ca să știți ce să cultivați anul viitor. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!